A vorbi despre istoria închisorii de la Sighet, în incinta muzeului din Sighet, este poate un nonsens. Cel puțin așa mi s-a spus, pentru că la Sighet există astăzi Muzeul Memorial al Victimelor Comunismului și al Rezistenței. Dar ceea ce a reprezentat penitenciarul din Sighet între 1950 și 1955 a fost și rămâne în continuare un mister. M-am întrebat în ce măsură acest mister îmi poate oferi răspunsuri la felul în care arată societatea noastră în ziua de azi, la ruptura pe care a produs-o în societate. Am pornit de la ceva ce nu mai există, pentru a arăta că istoria despre care nu mai vorbim este exact lucrul de care avem cea mai mare nevoie. Nevoia de cunoaștere, de adevăr, nevoia de adevărate modele, pentru a ști cine suntem și încotro ne îndreptăm. Noi ne-am schimbat. Acum eu nu știu ce suntem. Nu mai știu. Nu mai credem în valori, nu mai avem idealuri, nu mai ne-am schimbat ca popor, ca mentalitate. Închisoarea din Sighet a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, în timpul Imperiului Austro-Ungar, fiind la vremea aceea considerată unul din penitenciarele cele mai moderne și riguroase. În perioada 1950-1955, caracterul penitenciarului de la Sighet s-a modificat radical, iar pentru mai bine de 5 ani a fost transformat într-un penitenciar exclusiv politic, devenind locul de exterminare al unei părți importante ale fostei elite culturale, religioase și politice ale României interbelice. Printre aceștia, Iuliu Maniu, Gheorghe Brătianu sau Iuliu Hosu sunt doar câțiva dintre aceia sub care a fost posibilă unirea de la 1 decembrie 1918. În total, 200 de miniștri, președinți ai partidelor democratice, istorici, guvernatori ai Băncii Naționale Române, dar și episcopi și preoți greco-catolici au ajuns la Sighet, iar 53 dintre toți aceștia au și sfârșit acolo. Documentele și datele despre acea perioadă sunt puține, iar oamenii care pot să vorbească despre asta sunt și ei din ce în ce mai puțini. Profesorul și istoricul clujan Ioan Ciupea a început prin a spune că puțini vor să divulge informații, iar ceea ce s-a întâmplat la Sighet este departe de a fi întru totul pronunțat. Istoricul lucrează acum la o monografie a închisorilor comuniste din România. Este și unul dintre autorii primei ediții a cărții intitulate Memoria închisorii Sighet. Uneori a avut nevoie de mai mulți ani pentru a obține un document pentru cercetare. Închisoarea de la Sighet în perioada aceasta practic ilustrează ceea ce își propusese regimul comunist, să lichideze elitele și să, până la eliminarea lor fizică. Practic oamenii aceștia, că stai și te gândești, oare de ce a fost nevoie? Ei erau lipsiți, erau foarte în vârstă, mare parte din ei bolnavi. De ce mai era nevoie și de asta? Pentru că renumele lor, prestigiul lor, era periculos pentru cei din jur și în felul acesta s-a dorit să fie adunați toți acolo ca populația, poporul, masele, să fie lipsiți de prezența măcar, pentru că nu se mai vorbea despre ei, presa era cenzurată, numele lor erau, nu mai apăreau în ziare, în presă, decât pe căile acestea neoficiale. Imediat după Revoluția din 89, primul care a mărturisit ceea ce s-a întâmplat în închisorile comuniste a fost Ioan Chertiție, un fost gardian la penitenciarul din Baia Mare. Pentru o perioadă, spune el, a fost torționar. Legătura sa cu Sighetul datează de mai bine de 5 ani, când un episod petrecut acolo l-a determinat să scrie o carte despre gardienii penitenciarului Sighet dintre 1950 și 1955. Cartea asta am scris-o, care s-au vândut în 25.000 de exemplare, în metode rudimentare. M-am apropiat foarte mult de martirii
din închisorile comuniste, cei care și-au dat viața pe Hristos. Ce reprezintă acești martiri? Credeți că reprezintă pentru noi, pentru popor? În primul rând, acești martiri reprezintă patrimoniul nostru moral, până la urmă, că despre asta e vorba. Fenomenul dintre 50 și 55 de la Sighet a însemnat și o uriașă pierdere a valorilor literare, culturale sau academice, lipsă ce nu a putut fi repede înlocuită. Poetul Nicolae Scheanu, un ilustru necunoscut, după cum se intitulează chiar el, se teme că nu am învățat nimic din sacrificiul elitei exterminate la Sighet. Au fost exterminate la Sighet, niște oameni de o valoare inestimabilă. Lipsa lor n-a putut fi înlocuită cu nimic. Multă vreme, după dispariția lor, multă vreme am umblat haotic pentru că aproape nu mai era nimic în loc. Că fiind bătrâni, marea majoritate bătrâni acolo, nici nu prea aveai pe cine să bați. Eu v-am spus că, practic, încă o dată, un intelectual rasat, luat din mediul lui și băgat în izolare, frig și foamete, pe nu mai trebuie să-i faci nimic. Asta nu înseamnă că nu s-au comis atrocități. S-au comis, fără îndoială. Și dacă vă spun eu, vă spun pentru că eu am auzit de la colegii mei care îmi povesteau cum îi băteau, cum își băteau joc de ei și inclusiv de preoți greco-catolici care mureau că jucau cărți pe sicriele lor și așa mai departe. Au fost câteva figuri interesante la Sighet. Și ca să concentrez, că v-am mai apucat să vă spun de câțiva gardieni care erau dependenți de bastonul de cauciuc și nu, care veneau din concediu și trebuia să meargă să-l bată pe unul sau pe altul, că altfel nu se simțea bine. Era extraordinar și asta o știu de la v-am spus, foști colegi care au lucrat acolo. Și că se transmit din generație în generație, e limpede, că nu e niciun secret ăsta. Colonia de muncă Dunărea se numea în limbajul codificat al Ministerului de Interne, închisoarea de la Sighet. Un loc izolat, aproape de granița de nord a României, denumirea trebuia să inducă în eroare, pentru ca cei din regim să fie siguri că nimeni și nimic nu-i va salva pe cei închiși acolo. Într-un interviu acordat în anul 1990, Vasile Ciolpan, comandantul închisorii din acea perioadă, recunoștea că regimul de izolare a deținuților politici de la Sighet era îngrozitor. Toți supraviețuitorii amintesc de trei lucruri care defineau viața în închisoare: foame, frig și izolare. De departe, din locuri neștiute de ei, alții se rugau pentru sufletele lor. Într-un registru de liturghii clandestine ținute de un preot din Voivodeni, sunt însemnate la acea vreme rugăciuni pentru episcopii, preoții din închisori, lagăre de muncă, ascunzișuri, dar și rugi pentru salvarea țării din ghearele comunismului. Nu facem deosebire. Nu facem și e esențial și bine că mi-a venit ideea între fețe bisericești și, cum se zice, episcopi, politicieni. Acești oameni au fost luați și duși cu forța și ei n-aveau nicio șansă să scape. Episcopii noștri și ortodoxi au avut în fiecare clipă Herineanu, trădător greco-catolic, a ajuns episcopul Clujului. Fiecăruia i s-a dat șansă
și-a refuzat. După încheierea acestei perioade și grațierea deținuților politici, închisoarea a redevenit de drept comun. A fost desființată în 1977, iar apoi a ajuns o ruină. În 1997, locul devine Muzeul Memorial al Victimelor Comunismului și al Rezistenței, muzeu aflat în subordinea Fundației Academia Civică, sub egida Consiliului Europei. În urmă cu mai bine de 5 ani, a fost pornită o cercetare penală, prin care urma să se ancheteze crimele comise în penitenciarul din Sighet. Au fost audiați în calitate de martori foștii gardieni care au lucrat acolo în anii 50. Ioan Chertiție s-a alăturat și el echipei de cercetare, dar, spune el, a rămas uimit, pentru că nici după mai bine de o jumătate de secol, foștii gardieni nu sunt dispuși să vorbească, niciunul dintre ei. Atât de revoltat am fost încât a fost așa un moment în care eu m-am hotărât în sinea mea să iau crucea aceea a torționarului și să o duc mai departe. Niciodată un torționar nu va face mărturisiri până nu va trece pe drumul Damascului. Ca și Saul, întâlnirea cu Iisus, nu? Niciodată. Ce să mai tot vorbim de torționari că vor spune? Nu vor spune, pentru că n-au cum să spună. Se spune că un fapt e numai atunci istorie, când niciuna din rădăcinile lui nu mai atinge prezentul. Pentru martirii care au murit la Sighet, nu se mai poate face dreptate. Este comunismul istorie în România? Sigur, acum nimeni nu mai e comunist. Nici nu mai încearcă să spună că e comunist, dar... Singurii care au plătit prețul pentru ceea ce s-a întâmplat în România vreme de aproape 50 de ani de dictatură comunistă au fost Elena și Nicolae Ceaușescu, iar prin împușcarea lor, toți restul au fost absolviți. Ne-am declarat mulțumiți cu atâta. Noi n-am avut o rezistență, am avut cazuri izolate, un Doina Cornea, un Paul Goma, ori polonezi au avut, maghiari au avut, cehii au avut. Românul este un individualist și aici metodele comuniste de dezbinare și de controlare a populației au prins foarte bine, pentru că este un individualist român și se, nu reușește. Se discuta chiar zilele trecute de solidaritate. Doar în momente de cutremur și solidaritate pentru cei de alături, dar solidaritate națională e cam prea mult pentru România. Pentru ce să plătească? Păi bun, cum să plătească? Păi majoritatea sunt morți. Bun, dar ce au făcut? Sigur că trebuiau de condamnarea comunismului imediat după 90. Dacă e vorba până acolo, când încă mai trăiau adevărații torționari, un maromet și câți, și că numai că îl văd, că îi vezi la emisiunile Luciei Hosu Longin, bun, de ce nu s-au luat măsuri atunci asupra lui Nicolski, care a fost într-adevăr torționar? Bun, de ce? De ce? Acolo trebuia tras la răspundere, păi n-au, de ce discutam, n-au vrut alții. N-au vrut alții, că dacă se punea problema așa, ajungeau și pe la ei, până la urmă. Ce s-a întâmplat? Vânătarea de vrăjitoare, cum e? Păi nu s-au vrut și nici nu știu dacă e bine sau nu e bine. Acum ce să mai discutăm pe tema asta, dacă trebuiau să plătească? Asta încearcă să ascundă. Sigur că dacă n-au făcut nimic a condamnabilă, eu la pe toți i-aș judeca în... nu știu, câteva minute și pe urmă i-aș grația. Poate e prea târziu pentru asta. Numele lor nici nu pare să mai conteze azi. Ceea ce contează este să ne amintim pentru ce au pătimit cei din închisorile comuniste. Mai mult, dispariția lor în acest fel a influențat major societatea formată ulterior, iar din ignoranță, interes sau pur și simplu dezinteres, am ales alte repere, alte valori. Am uitat să ne mai raportăm și la ideile și valorile fostei elite a intelectualității românești. Dacă e așa, dacă am uitat, ce suntem noi azi și care este riscul pe care ni-l asumăm?
La cine se raportezi? Care sunt oamenii care au o autoritate morală de nezdruncinat? Nu cred că este cineva astăzi pe scenă politică. Ori la vremea respectivă, acești fruntași erau urmați și au fost urmați de colaboratori și apoi pe urmă de alți membri ai partidelor lor în închisori. Că au intrat cu miile și cu zeci de mii. Practic, societatea românească, tinerii, nu mai au repere de valori adevărate. Este adevărat. Este adevărat, dar nu aș... Da, au fost înlocuite cu alte repere, cu alte modele. Fotomodelele și fotbaliștii și oamenii cu bani. Astea sunt astăzi reperele spre care se îndreaptă atenția. De bandada asta s-ar putea să uităm esențialul și să ne trezim că suntem priviți nu ca o națiune, ci ca o aglomerare de indivizi și că dacă suntem o aglomerare de indivizi și nu o națiune care are niște scopuri comune și un ideal comun, atunci de ce să mai fim împreună, nu? Dacă nu ne redresăm repede, nu încercăm, vorbesc repede în ritmul istoriei, nu? Dar și generația dumneavoastră, chiar cu eșecuri mari, trebuie să meargă înainte pe drumul acesta al adevărului. Ne-am pierdut poate demnitatea ca popor. Am încercat să o căutăm în locuri greșite, în non-valori transformate peste noapte în valori. Am stat noi o secundă să ne întrebăm dacă mai suntem mândri că suntem români. Dacă da, ce ne face mândri să fim români? Cum să nu fii mândru că ești român? Da, pentru ce? Mi se pare absurd. Ei, întrebarea noastră, măcar pentru ca să supraviețuim, să ne împotrivim, nu știu, dacă noi vorbim mare distrugere. Ce vă face să fiți mândru că sunteți român? Pentru că ar însemna să... Ei, sunt mândră, dar nu așa că îmi bat vieții. De ce mă face mândră? Pentru martirii mei. Ăștia mă fac mândră. Bineînțeles, cum aș putea să fiu altfel? De ce? De ce? Pentru că unde e de aici țara în care m-am născut? Ce legătură are? Cum? Nici nu aș putea să fiu altfel. Român, e acel patriotism, nu neapărat local, dar e țara mea. N-am cum să gândesc altfel, n-aș putea pleca nicăieri, niciodată. În țara mea care m-am născut și primii ani i-am petrecut, acolo-i toată lumea mea. Am uitat poate să onorăm memoria celor ce au transformat Bucureștiul în micul Paris. Cei care au scris, au compus și creat în perioada interbelică și nu în ultimul rând, cei care au fost prezenți la Alba Iulia în 1 decembrie 1918 și care au înfăptuit Marea Unire. Toți aceia care au făcut atunci mândrii românii. Toți aceia care au ajuns apoi în închisorile comuniste. Ei nu fac parte doar din trecut, ci din istoria recentă a României, încă neelucidată. Asta este o mare durere a mea, faptul că nu este... Este foarte puțin cunoscută istoria noastră. Foarte, foarte puțin. Și pe măsură ce trece timpul, lucrurile mari care s-au... Cele care s-au cultivat în vremea comunistă erau alese special pentru că ele serveau direct sau indirect regimului. Există și o altă istorie, o istorie obnubilată, o istorie care era ocultată în vremea respectivă și despre care nu vrem să aflăm. Eu sunt dintr-o generație care
fost învățată cu tot felul de sacrificii, noi tot cu sacrificii, toată generația mea a fost numai de sacrificiu. Și acum și voi, deci vine altă generație, au venit alte generații și ele tot de sacrificiu. Mereu, toată lumea știe că noi aici în România stăm numai de sacrificiu. Ne sacrificăm noi ca să prospere politicienii. Asta. Ne alungă pe noi ca să aibă ei ce fura. Tâlharul de pe cruce în ultima secundă s-au mântuit. A fost hoț, a fost hoț până la final. Și în ultima secundă a furat raiul, nu?